În contextul pandemiei actuale, voluntarii de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului continuă să ofere ajutor familiilor nevoiașe din mediul rural. Astăzi, voluntarii au mers în 9 sate din județul Prahova, unde au oferit alimente de bază și de igienă. Acțiunea face parte din campania Implică-te, împreună reușim mai mult, o extensie a campaniei Caravana Bucuriei. Valoarea ajutorului material oferit de voluntari a fost în valoare de 9.000 de lei. 120 de familii din satele Gornet, Cricov, Valea Cricovului, Priseaca, Valea Seacă, Dobrota, Podgoria, Tătaru, Călugăreni, Valea Scheilor din județul Prahova au fost vizitați astăzi de voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului. Familiile au primit alimente de bază și de igienă pentru a putea trece cu bine de perioada pandemiei. Parohia are o populație îmbătrânită, neputincioasă, copii care au părinții care lucrează cu ziua și este de foarte mare importanță ajutorul acesta pentru că este hrana pentru câteva zile și celelalte pachete pe care le vom împărți, tot familiilor care au probleme vor beneficia de aceste ajutoare. Ce fel de parohie este aceasta? Mă refer din punct de vedere al populației. Populația este, așa cum am spus, una îmbătrânită. O parte din ei au lucrat pe la mizil, dar cea mai mare parte a populației a lucrat în ceape, cu niște pensii și venituri mici, la 700 și ceva de lei. Și vă închipui și de aici bucuria pe care ați făcut-o celor care au această situație financiară și care se vor bucura de aceste daruri. Cât de important este pentru enoriașii din parohia Sfinției voastre sprijinul oferit de voluntarii Catedralei Naționale astăzi? Este de mare însemnătate, deoarece parohia este de gradul 3, sunt foarte mulți vârșnici, chiar reprezentând ca procent aproape 70%. Și singuri, monofamilie, cum să zic, o monoparentală. Deci e de mare efect pentru că oamenii nu numai că au nevoie de sprijin material, dar au nevoie și de un sprijin moral. Pentru că mi se întâmplă să merg la post spovedit și la împărtășit și să întreb, de ce plângi? N-are cine să mă întrebe un cuvânt. Vă dați seama că ceea ce am făcut noi astăzi este un lucru extraordinar și din punct de vedere material și din punct de vedere moral. Noi suntem o comunitate mică aici, oamenii sunt puțini și se bucură pentru fiecare lucru pe care îl primesc. Mai ales se bucură când acest dar vine din partea Bisericii Ortodoxe Române, din partea voluntarilor Catedralei Mântuirii Neamului. După cum vedeți, toți sunt nerăbdători să primească câte ceva, știind că darurile acestea sunt trimise de Dumnezeu prin mâna unor oameni inimoși ca dumneavoastră. Gestul acesta va rămâne în inimile și sufletele lor pentru mult timp de acum înainte. Fiți convinși că la viitoarea liturghie de duminica care va veni acum se va vorbi despre acest lucru și cu toții sunt nerăbdători să vă vadă și data viitoare. Sprijinul este foarte important, fiindcă mulți din parohia mea, fiind o parohie săracă, neajutorați, sunt văduve multe, copii care au rămas fără părinți, mulți plecați în străinătate ca să câștige un ban. Acest dar de la Patriarhie e foarte important și mulțumim Patriarhiei că poate să ne ajute în acest domeniu, fiindcă la noi în parohie sunt un număr de 130 de familii și nu sunt posibilități materiale ca și parohia să ajute foarte mult, doar cât putem și noi câteodată. În doar 3 luni, voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului au reușit să ofere prin campania Implică-te, împreună reușim mai mult, ajutoare în valoare de 200.000 de lei familiilor încercate în această perioadă de pandemie, dar și de inundații, în 128 de sate din 22 de județe ale țării. V-ați bucurat că au venit voluntarii? Da, contează da, mult să mai da, pe cei bătrâni să-i viziteze da, cineva? Da, aș vrea să mai mă viziteze cineva. Aș dori. E greu așa. E greu, că uite, aștept la mână altuia să-mi aducă pâine, mănânc pâine mucigăită, nu pot să plec de acasă până la vecine, atât. Nu pot, cam ciocuri pe coloană. Continuăm să sprijinim familiile vulnerabile din satele românești. Toate aceste persoane au nevoie de ajutorul nostru. Astăzi am reușit să bucurăm mai multe persoane, aproximativ 120 de familii din 9 sate din județul Prahova. O activitate care ne-a adus și nouă multă bucurie, pe lângă bucuria care am transmis-o acestor persoane. Noi consider că avem foarte multe de învățat de la acești vârstnici care privesc viața cu seninătate, cu încredere în Dumnezeu. Chiar dacă se confruntă cu probleme foarte mari,
Ei spun că totul e frumos, viața merită trăită, nu 100, ci 200 de ani, cum ne-a spus o bătrânică astăzi, asta pentru că suntem pământeni. Au spus cuvinte foarte, foarte frumoase, să știți că toți acești bătrâni, prin cuvinte simple, ne învață o adevărată filozofie despre viață. Acțiunile de acest fel, desfășurate de voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale, vor continua și în perioada următoare.